Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră, ca o persoană erudită, cunoașteți minunea economică în Irlanda și Dubai? Din Dubai, da. Și foarte multe din Dubai trebuie să dat copy-paste și de realizat la noi. Vă dau doar o idee, anume concret, din Dubai și am avut vreo 4 întrevederi. Îi dai copy-paste-ul la Dubai Mall, voi geografic și solitar, România, Ucraina, așa mai departe, dar Republica Moldova dar nu este potențial de a cumpăra. Și dacă tu faci mall-ul ăsta fără TVA și faci doar o taxă locală de 2-3%, ca să-i atragi, că francezul italianul vine acolo unde e mai ieftin, a doilea proiect al lor. Orașul industrial în Abu Dhabi, dezmembrarea mașinilor. Îi dau ca omul să introducă mașina în țară, fără achitare de vamare, și omul achită taxele doar pe urmă, orică nu-i desfăcut-o și vinde piesele, orică nu-i reparat-o și-o trimite înapoi Europa. Dacă vrem rapid să schimbăm lucrurile în țară, unica soluție legală este Republica Prezidențială. Când un om răspunde pentru tot, și mai puțin îmi duc o fotografiat pe hotare, dar încălțat și botele și s-o pornit pe țară. Asta e prioritatea mea. Primul lucru care eu trebuie să-l obțin. Trecem de prezidențiare. Doi, am dizolvat Parlamentul și organizăm alegeri parlamentare anticipate. Și cel mai important, următorul guvern să fie creat din toate partidele, inclusiv dintre cele mici care nu au trecut pragul. Aduceți-vă aminte vara trecut când a ieșit eu cu gazul, când voi achitați gazul 29 de lei și eu am ieșit și am arătat piața paralelă că cineva îl vinde cu 10-14 lei. Până n-a ieșit și era de-am 3 zile scandal și numai atunci s-o spăresc și de la 29 l-a coborât la 18, cumva se închidă la oameni în gură. Când el trebuie să ieșit 12-14. Trebuiesc executivurile acestea prin raioane. Consiliile raionale lichidate. N-are nevoie, astăzi satele din raion devin partea municipiului. Criuleni, Făleri, Sângerei. Nu trebuie să șadă brigada asta. Într-un sat unui primarul soi și ava mai dau. În alt sate oamenii nu văd 3-4 ani de zile nici o băcat de drum. Oare variant numărul 2? Primarul, schimbi furașca școlarea și îți dăm 500 de lei pentru o grădiniță. Rechitul ăsta trebuie scos. Pe mine mă interesează vectorul dezvoltării naționale. Orice proiect care opresc, iată cum v-am spus concret, este două, eu sunt de acord că țara azi, fără așa ceva, nu ieșim noi cu roșele și cu șapa din situație. Plus, ca să înțelegeți ce și-au făcut ei până anul trecut, chiar taxa zero pe venit, azi la noi, eu propun agenții economici, din afara țării, care nu își desfășoară o activitate fizică la noi, Republica Moldova, devenind rezidenți fiscali, să achite taxa de 2-4%, depinde de activitatea. Dacă noi obținem lucrul ăsta, dumneavoastră nu înțelegeți despre ce bani eu cum am vorbit. Omul vine acolo, când e mai convenabil. Eu vă mulțumesc frumos că ați venit să discutăm, să facem cunoștință cu majoritatea din dumneavoastră. Eu îți continui munca în țară. Vă asigur eu ca să avem un rezultat foarte bun. Și în turul tău și tuturor de. Criuleni, vă mulțumesc frumos pentru întrebări, pentru discuții. Mulțumesc!